loc să fim atenți la umblarea noastră în ascultare de Domnul, în loc să fim preocupați de mântuirea altora, începem să fim fascinați de asemenea speculații. Am luat din documentarele care sunt la ora actuală disponibile 10 exemple din istoria creștinismului. Sunt mii și mii de exemple de oameni care au dus poporul în rătăcire. Realmente sunt mii și mii de asemenea exemple. Am selectat pentru noi în seara aceasta 10. Sunt din diverse perioade ale istoriei. În secolul 2 după Hristos, pe la 1000 și pe la 100 și ceva după Hristos, un om pe nume Montanus a început să aibă, spunea el, experiențe în Duhul Sfânt, vedenii și descoperiri. Și le-a spus oamenilor că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a dat o descoperire, că venirea Domnului Iisus Hristos este iminentă. Așa că i-a chemat pe oameni din satele lor, din localitățile lor, pe un câmp deschis între câteva sate, pe Puza și Timion din Frigia, și i-a ținut acolo pe câmp deschis să aștepte că vine Domnul Iisus. Și s-au dus pe câmp și au așteptat. Și-au așteptat. Și-au așteptat. Și au fost înșelați. Johannes Stofler, un matematician din zona Germaniei, a prezis că în februarie 25, 1524, va avea loc o aliniere a planetelor, a tuturor planetelor cunoscute. Și planetele vor fi aliniate sub semnul apei. Prin urmare, a spus, va fi un mare potop care va distruge pământul. Și s-au scris foarte multe broșurele. S-au răspândit ca să-i pregătească pe oameni pentru că vine marele potop și sfârșitul lumii. Și oamenii au început să-și construiască corăbii, bărci. Un nobil german pe nume Iglerheim a construit o corabie mai mare. Și oamenii s-au dus să intre în corăbii. Unii s-au călcat în picioare ca să intre în corăbii. Au intrat în corăbii, au așteptat și n-a mai venit potopul. În 1666 a fost un mare incendiu în Londra. Și au fost niște asemenea șarlatani care au spus, dacă este anul 1666, care este semnul fiarei? 6, 6, 6. Și au spus, acesta este semnul. Este semnul fiarei și acum ne pregătim pentru venirea Domnului. Și s-au tot pregătit? Și n-a mai venit Domnul. În 1806, în orașul Leeds, în Anglia, o femeie a făcut senzație. Găina ei a ouat ouă pe care scria vine Iisus. Christ is coming. Și oamenii s-au dus să vadă și, într-adevăr, găina făcea ouă pe care scria Christ is coming. Și a fost o fervoare escatologică de pregătire pentru venirea Domnului, pentru că a apărut o găină prorociță. Cineva a verificat ce se întâmplă cu găina.
Și a descoperit că femeia, șarlatan, lua oile de găină și cu o cerneală, cu efect coroziv, scria pe ou Christ is coming și introducea oul din nou în oviductul găinei. Dar a fost senzație. Zeci de mii de oameni s-au dus să vadă găina. Dacă ai fi fost acolo, te-ai fi dus să vezi găina. Observați cât suntem de naivi, observați cât suntem de repede predispuși să credem orice. La 1799, o femeie de 42 de ani, Joanna Southcott, a început să le spună oamenilor că are descoperiri speciale. Că Dumnezeu i-a descoperit că vor fi ciumi și vor fi necazuri cu secetă și foamete. Și apoi le-a spus că în 1813 ea va da naștere lui Iisus Hristos Mesia. Că ea a fost aleasă ca să-L nască pe Iisus Hristos Mesia. Peste 100.000 de oameni au crezut prorocia. A murit la 64 de ani fără să nască nimic. Dar peste 100.000 de oameni i-au crezut prorociile, că a avut descoperiri. În 1910 s-a anunțat că va trece cometa Halley pe lângă Pământ și că va fi o mare frământare și cataclism pe Pământ. Și un grup de oameni din Oklahoma, ca să salveze Pământul la această ciocnire cu cometa Halley, au luat o fată fecioară și au jertfit-o ca să îndepărteze cometa de Pământ, să salveze Pământul. În martie 1988, un așa numit lider religios din Taiwan, Hon Ming Chen, a anunțat o descoperire specială, că Dumnezeu i-a arătat calea dreaptă. Și Chen a anunțat că în 25 martie 1988 Dumnezeu va apărea la televiziunea americană la canalul 18. Și că va anunța finalul lumii noastre pentru anul următor, 1989. Că va fi o dezlegare de miliarde de duhuri necurate care vor invada Pământul. Că va fi un mare potop. Că populația lumii va dispărea. Și oamenii vor putea scăpa dacă își cumpără bilete pentru navete cosmice speciale care vor veni sub formă de nori. Și oamenii care cumpără bilete pentru aceste navete spațiale, când vor veni norii, vor intra cu tichetul primit de la el ca să intre în naveta cosmică și să plece de pe Pământul care va fi nimicit. Mii și mii de oameni și-au cumpărat bilete pentru asemenea călătorie cosmică. Harold Camping în 1994 a prorocit de 12 ori că vine sfârșitul lumii. Și a spus că în 21 mai 2011 se împlinesc 7.000 de ani de la potopul din vremea lui Noe. Și la 7.000 de ani de la potopul lui Noe,
Dumnezeu va aduce judecata pe pământ printr-un alt cataclism care va lovi pământul. Mii de oameni s-au pregătit. 21 mai 2011 și nu s-a întâmplat nimic. Și Harold Camping a spus, a fost o mică greșeală matematică. Evenimentul va avea loc în 21 octombrie 2011. Și n-a mai avut loc. În 21 decembrie 2012, de acesta în mod cert ați auzit, au descoperit că în calendarul maiașilor, un trib, un popor din America de Sud, au calendarul lumii. Și că 21 decembrie 2012 este ultima zi din calendarul maiaș. Și asta înseamnă că 21 decembrie 2012 va fi sfârșitul lumii. Pentru că pământul va fi lovit de mari catastrofe, vor fi mari tragedii. Și numai cei care se pregătesc în mod special vor supraviețui. Așa că oamenii și-au cumpărat locuri speciale pe un munte ca să aibă acolo adăpost, și-au cumpărat depozite, de resurse, de animale, de lucruri care să-i țină, să aibă alimente, să aibă lucrurile de strictă necesitate, să aibă acel survival kit cu ei. Și a fost o mare, mare emulație. Lumea este însă plină de mii și mii de asemenea șarlatani. Domnul Iisus spune, luați seama să nu vă înșele cineva.